În luna aprilie 2017, plata drepturilor de pensie și a altor drepturi acordate în baza unor legi cu caracter special care se achită odată cu pensiile se va realiza mai devreme cu două zile. Reprezentanții Casei Județene de Pensii Neamț anunță modalitatea și datele la care vor fi achitate drepturile din pensii. 2017, plata drepturilor de pensie și altor drepturi acordate în baza unor legi cu caracter special care se achită odată cu pensiile se va realiza mai devreme. Având în vedere sărbătorile pascale, din dorința de a veni în sprijinul beneficiarilor sistemului public de pensii, Compania Națională Poșta Română și-a manifestat disponibilitatea de a devansa plata pensiilor cu două zile, respectiv începând cu data de 12 aprilie 2017 în loc de 14 aprilie 2017. Astfel, perioada de achitare a pensiilor prin mandat poștal va fi realizată de Compania Națională Poșta Română în intervalul 12-26 aprilie 2017, la domiciliul beneficiarilor, iar până la data de 27 aprilie 2017 la ghișeile subunităților poștale. Cu privire la plata drepturilor de pensie prin cont bancar, menționăm că deja s-au făcut viramentele către trezorerie, astfel încât banii să ajungă în conturile pensionarilor. Reamintim că perioada de distribuire de către poșta mandatele pensionarilor la către drepturi de pensie se plătesc prin cont curent în bănci se va efectua în perioada 14-27 aprilie 2017 la domiciliul pensionarilor și până la data de 5 mai 2017 la ghișeile subunităților poștale. În evidențele Casei Județene de Pensii Neamț există 129.648 de pensionari și beneficiari de drepturi în baza unor legi speciale, categorie din care fac parte persoanele persecutate politic, cele persecutate etnic, a legii privind drepturi pentru soțul supraviețuitor și a legii 303 privind plata pensiilor către magistrați.